Studiind viața lui Ilie și modul cum el se relaționa cu Dumnezeu și cum trăia fiecare clipă din viața lui cu Dumnezeu împreună, stând la masă cu el și având toată încrederea că Dumnezeu îi va călăuzi toată viața în adevăr. În momentul când mă uit la viața mea personală, îmi dau seama că sunt departe de credința lui Ilie ca să-mi încredințez viața mea, sufletul meu, în mâna lui Dumnezeu, așa cum am credințat-o Ilie. Parcă am credință, parcă studiez cuvântul lui Dumnezeu, parcă cred în Dumnezeu, cred în veșnicie, vestesc cuvântul lui Dumnezeu, dar nu experimentez aceleași experiențe pe care le-a avut prorocul Ilie în Vechiul Testament. Este greu de redat în cuvinte traiul lui Ilie, dar te motivez ca să mergi pe aceste pasaje, unde sunt lăsate pe paginile Sfintelor Scripturi, și o să vezi în detalii cum viața lui Ilie a fost transformată și el a ales ca zi și noapte să asculte de Dumnezeu și el nu a avut parte de o moarte fizică. Este redată pentru prima dată în istorie cărții unde un om nu a avut parte de moarte fizică și acesta a fost Ilie. Astăzi este ziua 181 și am citit din 2 Împărați, capitolul 1, versetul 1 până la capitolul 2, versetul 25. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 1 la 38, și am citit din Psalm, capitolul 78, versetul 40 la 55, acolo unde Asaf ne readuce aminte din nou despre semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în Egipt și cum a scos pe poporul său din robie egipteană, prin diferite minuni, și a demonstrat că El este Dumnezeu care are grijă de oile sale, are grijă de oamenii săi, numai că noi trebuie să ne punem încrederea în El și să nu avem niciun pic de îndoială în inimile noastre. Atunci El va avea puterea și noi vom da voie ca El să manevreze cu noi, ca El să lucreze și să fim folosiți în lucrarea Lui Dumnezeu. Astăzi, în momentul când am văzut cum Ilie a fost mutat din lumea aceasta fizică în lumea împreună cu Dumnezeu. Înainte de a fi luat într-un vârtej de fum la cer de Dumnezeu, spune că el era împreună cu Elisei, unul din ucenicii săi. Interesant lucru că Elisei credea în Dumnezeul lui Ilie. Spune că eu cred în Dumnezeul lui Ilie. Interesant lucru că nu spunea Elisei că eu cred în Dumnezeul suprem care a creat cerurile și pământul, dar anume că avea încredere și folosea limbajul de a transmite oamenilor că eu cred în Dumnezeul lui Ilie. Ca și cum noi îmi spunem în ziua de astăzi că eu cred în Dumnezeul lui Iisus. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și însuși Iisus este Dumnezeu. Este greu să redai în cuvinte oamenilor ceea ce a experimentat Ilie și Elisei, dar în timpul când Ilie a fost luat la cer, spune că a venit un alt împărat, Ahazia, după ce Ahad a murit și el spune că s-a îmbolnăvit și a trimis pe slujitorii săi la Belzebul, la un alt Dumnezeu, ca să ceară socoteală și îndrumare cum poate el să fie vindecat. Dumnezeu a venit într-o vedenie și a vorbit lui Ilie și i-a spus, du-te înaintea slujitorilor și spune-le că ei au Dumnezeul lor, au Dumnezeul lui Israel. De ce trebuie să meargă la azi Dumnezeu ca să fie vindecat împăratul? Și Ilie s-a dus înaintea slujitorilor, căci ei erau în drum spre Dumnezeul lui Belzebul. Și Ilie a întâmpinat și a spus, din cauza că voi apelați la azi Dumnezeu, împăratul vostru nu se va trezi din pat și va muri acolo în patul acela. Lucrul acel nu i-a plăcut slujitorilor și ei au încercat să meargă mai departe și ei spune că dacă Dumnezeul meu este Dumnezeul suprem, atunci acum va cădea foc din cer și vă va mistui pe voi pe toți. Erau căpeteniile poporului Israel împreună cu 50 de soldați și în momentul acela s-a coborât foc din cer și au fost omorâți toți. Lucrul acesta a fost dat de știre împăratului. Și interesant că împăratul nu și-a pus întrebarea, băi, de unde și ce s-a întâmplat, de cum i-a omorât așa, că a fost o minune. Nu, el a trimis o altă oaste. Și a doua oară Ilie a spus, dacă Dumnezeul meu este Dumnezeul suprem, atunci un foc din cer se va coborâ și va mistui.
S-a întâmplat a doua oară, s-a întâmplat a treia oară lucrul acesta. Și până în final spune că împăratul a murit. Spune că Dumnezeu l-a chemat pe Ilie spre Betel să meargă și să vestească puterile minunate. În drum ce mergea încolo era împreună cu Elisei. Și Elisei i-a spus că eu merg împreună cu tine. Și a venit momentul când Ilie să fie luat la cer. Și Elisei spune că i-a spus că vreau să merg împreună cu tine, nu mă lăsa. Și Ilie a spus, cere orice ce și îți voi da. Interesant lucru că n-a cerut de la Dumnezeu, dar a cerut de la Ilie. Și Elisei a cerut dublu din duhul pe care îl avea Ilie. Și Ilie a spus, cere un lucru greu de la mine, dar dacă mă vei privi până la capăt, până mă voi înalța la cer, spune că vei primi lucrul acesta. A venit un car cu foc, spune că i-a despărțit și în momentul ce l-a venit un vâjit și l-a luat pe Ilie la cer. Ilie, în momentul acela, a aruncat mantia lui jos. Și Elisei a rămas cu mantia lui Ilie. Spune că a luat mantia lui Ilie și s-a dus la râul Iordan și a lovit râul Iordan. Și când a lovit râul Iordan, s-a desfăcut în două râuri. Parcă lucruri miraculoase se întâmplau și este greu să explici. Spune că oamenii, prorocii, au văzut că Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Deci de aici încolo se începe lucrarea lui Elisei. Până aici a fost lucrarea lui Ilie și Dumnezeu a lucrat în chip miraculos. Și însuși spune că despre Ilie, că el se va întoarce înapoi. Și el va fi unul dintre cei doi martori care va veni și va vesti și va face multe semne și minuni în ultimele zile. Stați alături ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cât de bun este Dumnezeu. Azi în Faptele lui Apostolilor, Pavel a mers din loc în loc. Deja era spre finele lucrării lui, chemării sale. Deja de 3 ani de zile, deja a vestit Evanghelia prin Macedonia, prin Grecia, prin Efes. Și s-a întâmplat un lucru, că a venit unul din locurile celea. Și spune că un om pe nume Eutich, în timp ce el ducea slujba toată noaptea, în timp ce el vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, spune că a căzut de la etajul 3 și a murit pe loc. În timpul celălalt s-a dus Pavel și spune că l-a luat în brață și a spus că sufletul lui este încă în el și el este viu. Trebuie să am lucru cum poți să vezi lucrurile acestea, cum poți să le simți în Noul Testament, în timpul ce Duhul Sfânt a coborât. Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem cuvântul lui și mergeți prin pasajele de astăzi. Și vedeți cât de bun este Domnul. Vă doresc o zi bună.